Marian Vanghelie, agresiv cu un protestatar. Fostul primar i-a lovit telefonul cu pumnii și l-a scuipat pe bărbat. Scandal ca la ușa cortului înaintea unui celebru proces de corupție. În fața curții de apel din București, Marian Vanghelie a dat ochi în ochi cu un protestatar. De aici nu a mai fost mult până la loviri și înjurături din ambele părți. Marian Vanghelie și-a ieșit din minți astăzi chiar la intrarea în Curtea de Apel București, acolo unde trebuia să se prezinte într-un celebru proces de corupție. Fostul primar al sectorului 5 s-a întâlnit cu un protestatar, iar de aici început scandalul. Bărbatul, care îl și filma pe Marian Vanghelie, a început să-i adreseze acestuia mai multe injurii, fapt ce l-a enervat teribil pe fostul primar. Atunci Marian Vanghelie nu a mai ținut cont de nimic și a lovit telefonul bărbatului, urmând ca scandalul să continue. Din ambele părinți au început să-și adreseze în jurături ca la ușa cortului, asta în timp ce Marian Vanghelie, plin de nervi, încearca să intre cât mai rapid în clădire. Protestatarul nu s-a lăsat, i-a adresat mai multe cuvinte obsecene, moment în care Marian Vanghelie s-a repezit cu putere spre el și l-a scuipat. Această scenă s-a mai repetat de câteva ori până când fostul primar a reușit să intre într-un final în curte de apel, însă chiar și aproape deja intrat în instituție, Marian Vanghelie l-a mai scuipat încă o dată pe protestatarul care a început scandalul. Marian Vanghelie, implicat în scandal și cu viitoare soție în acest an. În urmă cu doar câteva luni Marian Vanghelie a mai fost implicat într-un scandal uriaș, de această dată cu viitoarea soție. Atunci Oana Mizil a ajuns la spital, acolo unde a dat de înțeles că ar fi fost agresată de către soțul ei. Cei doi însă s-au împăcat la scurt timp, iar fostul primar, dar și soția sa, au mărturisit că situația a fost cu totul diferită, au existat mici certuri, iar ei i s-a făcut rău și a ajuns la spital, acolo unde a spus că din cauza viitorul ei soț a avut nevoie de îngrijiri medicale.